Asta și mie mi s-a părut lucru cel mai corect, pentru că am trecut și eu prin asta atunci când am plecat la FC Național. Știu de discuția pe care am avut-o în Antalya și la fel. A fost dureroasă, da, dar până la urmă am zis, băi, asta este. Trebuie să merg la FC Național să joc și după care m-am întors și a fost după aia urmat anii frumoși de la Rapid. Dacă în momentul Răzvan, din Antalya mai urât, după aia mai iubit. Răzvan, apropo de asta, ia stai așa, de unde știai tu că te-am urât? Pentru că la un moment dat mă luasei tu un avion și îmi spunea, băi, Oltene, dar mai zici tu ceva de mine așa? De unde îți veneau ție informațiile? Te-am urât frumos, Răzvan, ca să spunem așa, pentru că până la urmă, tu știi bine, ca și jucător, mă știai cum sunt, adică m-ai văzut după aia cum sunt. Era greu să accept lucrul ăsta și nu numai cu tine, și cu Bergodi și la Steaua după... Dar asta era felul meu, pentru că îmi doream să joc foarte mult. Păi, în fine. Așa, vezi, e foarte simplu. Nu trebuie să-mi zică cineva ceva. Este exact ce mai întrebat mai devreme. Cum un antrenor discută cu un jucător atunci când trebuie să plece. Corect. Normal, e ceva natural. Un jucător nu se poate simți bine când află că va trebui să se desprindă de un anumit grup. Simte că ceva n-a făcut bine sau simte că n-a fost apreciat destul. Dar sunt bune, să știi. Sunt bune, Răzvan. Pe moment doare. Pe moment doare, dar a fost bine. Cel puțin în cazul meu a fost bine, pentru că, nu știu, m-a ajutat. Poate și mental. Poate că de multe ori unii jucători au nevoie de un șoc, să spunem așa, cumva să-i trezească la realitate, să-și dea seama că, bă, poate că și eu am greșit, poate că trebuia să fiu mai atent, poate că trebuia să îmi îmbunătățesc anumite lucruri în jocul meu și lupt ca să mă întorc înapoi. De asta spun că de multe ori eu spun, băi, ca o dezamăgire. Nu, trebuie să ia și partea bună din lucrurile astea când li se întâmplă. Da, sigur, sigur. Și în cazul tău era și o situație în care tu te duceai să joci, să ai meciuri în picioare, decât să fi stat pe bancă. Și asta corect. A fost corect din partea mea, că ți-am spus, uite, văd așa. Corect. Nu, a fost... Stai pe bancă, mai bine te duci, joci și din vară se întorc lucrurile. Și cam așa a și fost, ok. Așa a fost, da.